Bună seara, doamnelor și domnilor! În această seară, împreună cu invitatele noastre din studio, două doamne, o să aflați ce trebuie să mâncați în ziua de Crăciun și nu numai, pentru a fi sănătoși. Le spunem bună seara, așadar, domnului doctor Păsărin Floarea, medic endocrinolog. Bună seara! Bine ați venit în studioul nostru și, de asemenea, domnului doctor Laura Bădeanu, medic psihiatru. Bună seara, bine ați venit sau bine ați revenit în studioul nostru. Și aici cu doamna dr. Bărdeanu o să ne dea câteva sfaturi cum să ne menținem spiritual, să spunem, sănătoși. Doamna doctor Păsărin, ce trebuie să mâncăm sau ce nu trebuie să mâncăm? Clar, toți știm, nu avem voie să abuzăm de masa de Crăciun. Îmi revine o sarcină destul de grea în seara aceasta, întrucât e foarte greu să pui în balanță sfatul medicului și tradițiile. Prin tradiție, noi românii obișnuim de Crăciun să punem pe masă tot ceea ce nu ar trebui să mâncăm. Însă cuvântul de ordine în această perioadă cred că va fi moderația și cu siguranță cei care vor ști să fie cumpătați, să nu facă anumite abuzuri în această perioadă, vor trece cu bine sărbătorile. Nu trebuie să uităm că venim după o perioadă foarte lungă de post, de 40 de zile, post în care practic ne purificăm din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere al organismului, întrucât în această perioadă cei care au ținut postul au consumat alimente care conțin mai puține toxine și tocmai de aceea ar trebui să știm că reluarea alimentației normale trebuie să fie să se facă treptat pentru a evita unele probleme, în special digestive, în această perioadă. În teorie, că în practică știm cu toții din experiența anilor trecuți, dumneavoastră ca medici, noi ca și jurnaliști, câte cazuri ajung la medicii de la AUPU după masa de Crăciun. Tocmai asta vă spuneam, că este foarte greu să pui în balanță sfatul medicului și tradiția. Sigur că pe masa noastră de Crăciun există tradiționala carne de porc, care înainte de a o folosi, trebuie să ne asigurăm că este avizată din punct de vedere sanitar. Dacă nu suntem siguri că s-a făcut la carne controlul trichineloscopic, este bine să nu folosim acea carne, întrucât prin consumarea unei carne infectate cu trichinela spiralis, putem să avem unele necazuri în sensul că ne putem îmbolnăvi de o boală numită trichineloză. Dacă folosim o carne preparată termic suficient, putem să fim siguri că microbul dispare prin fierbere sau pregătire la temperaturi înalte. Însă o carne folosită crudă sau insuficient preparată termic poate să ne dea probleme dacă nu este avizată sanitar. Revenim la masa de Crăciun. Ce ne paște din punct de vedere spiritual? Avem acele depresii. Nu e bine spus spiritual. Da, venim cu... Din punct de vedere psihic și cred că este prea mult spus și depresie dacă acea persoană care experimentează o tristețe de sărbători este cunoscută ca depresivă, este foarte posibil ca depresia respectivă să se accentueze sau să se agraveze. Dacă nu este o persoană depresivă cunoscută, diagnosticată, doar perioada de câteva zile de sărbători nu îndeplinește criteriile pentru diagnosticul de depresie, care primul criteriu pe care ne bazăm este o stare de tristețe cu durată de cel puțin 2 săptămâni, în fiecare zi, cea mai mare parte a zilei, să fim triști. Și atunci, cred că ar fi prea mult să spunem că este o depresie de sărbători, este o tristețe. Dacă ținem cont de sezonul de toamnă-iarnă, când ziua este mică, lumina solară este puțină, lumina, deja știe toată lumea, cred, este un stimulant al secreției de serotonină din creierul nostru, care... Această serotonină este substanța fericirii pentru organismul nostru. Cum spuneam, sub acțiunea mai puțină a razelor solare și a luminii solare, acest minunat stimul al fericirii noastre scade ca și producție în organism.
dacă o combinăm cu lumina solară, cu tristețea că poate ne uităm în spate la un an care nu ne-a ieșit sau nu a fost așa cum am vrut noi, dacă suntem singuri, dacă suntem nemulțumiți de noi înșine, că de fapt o stare de tristețe din acest sezon cred că ne privește pe fiecare în parte. Noi alegem dacă suntem triști sau suntem fericiți și depinde de tipologia fiecăruia de personalitate. Există personalități depresive cronic, ca să spun. Există oameni care se bucură din orice, din lucruri mărunte și atunci au o stare de bucurie permanentă. Cei care sunt triști, cum să spun, structural, atunci nu cred că găsesc acum pe ultima 100 de metri resursele de a ieși din această stare de tristețe, ci trebuie cu mult înainte să apeleze la specialiști pentru a-i îndruma și a-i trata. Bun, pe de altă parte, ce le recomandați? Să stea împreună cu familia mai mult, să facă plimbări în aer liber, cum spuneați noastră, că poate nu toți ne permitem așa o vacanță exotică unde e mult soare, cum recomandați? Da, nu mă gândeam tocmai la vacanțele. Ce frumos ar fi! Dar pentru că, dacă mă iau pe mine talon, eu nu aș pleca cu nu știu câte bagaje acum undeva unde e soare, chiar dacă la momentul când aș ajunge acolo ar fi foarte bine. Pentru că este în structura noastră să ne adaptăm la mediul în care trăim. Și atunci nu trebuie neapărat să pleci de acasă să te bucuri. Mă rog, cine simte nevoia și își permite, este absolut în regulă decât să stea un concediu acasă. Dar mă gândesc la cei care se pot bucura chiar la domiciliu, să-și împodobească locuința, să facă un brăduț. De multe ori aud în jurul meu, nu mai fac niciun brad, nu mai decorez că n-am pentru cine, adică el nu există sau cum, deci nu se ia pe el, nu se pune în centrul atenției sale. Asta să facă, să meargă la cumpărături, chiar dacă n-ai foarte mulți bani. Cred că toată lumea în perioada, sau toată, cred, să nu exagerez, marea majoritate a populației, la momentul când vorbim, își permite acolo cât de puțin pentru sărbătoarea de Crăciun. Și cu asta se ocupe. Să asculte muzică, să citească. Sunt zilele astea foarte lungi pentru cei învățați să muncească de dimineață și până seara. Și la un moment dat se trezesc că n-au ce să facă cu atâta timp liber, pe care de altfel și l-au dorit de-a lungul întregului an. Da. Dar dintr-o dată te trezești cu foarte mult timp și n-ai ce să faci cu el. Cei care beneficiază de acest timp pot să citească, pot să vadă filme, pot vedea comedii care, oricât ai fi de trist, o situație haslie te scoate un pic din tristețe. Și fiecare ce-i place, să-și se ocupe de hobby-ul pe care n-a avut timp să-și-l practice de-a lungul vremii, să sune prietenii, deci fiecare poate găsi lucruri mici, nu trebuie resursa interioară. Absolut, de... absolut. Deci nu trebuie să pleci în Hawaii, ci poți să te bucuri foarte bine și acasă. Deci soluția ar fi și această vacanță exotică, dar ne putem... Nu vorbim de ideal acum. Vorbim de lucrurile mărunte. Palpabile. Cred că o să rămână una dintre soluții, masa de Crăciun, masa care, de Crăciun. Spunea colega mea, și ea determină secreția unor endorfine care ne dau o stare de bine. Întotdeauna cu stomacul plin avem altă stare și suntem mai euforici chiar. Nu e cazul meu, eu dorm cu stomacul plin. În orice caz, masa de Crăciun este un eveniment festiv în viața noastră. După un an de muncă, ne adunăm în jurul unei mese. Toate evenimentele frumoase din viața noastră se desfășoară până la urmă în jurul unei mese. În jurul mesei, sigur. Da, și familia se strânge. Se strânge familia și sigur că avem momente de fericire. Și așa este frumos, însă trebuie să fim foarte atenți la ceea ce punem pe masă. Bun, ce recomandați dumneavoastră? Fructe, legume, carnea aceea, cum știm noi, carnea albă, deși... Așa cum spuneați, porcul e... Deci eu aș zice că totuși tradiția este tradiție și trebuie respectată. Nu o să schimbăm noi niște obiceiuri pe care le moștenim din generație în generație. Sigur că
trebuie să fim cu toții atenți și să ducem un stil de viață sănătos. Dar dacă pe masa noastră de Crăciun o să avem tradiționala tobă, caltaboșul, sarmalele și chiar friptura de porc, nu o să fie nicio tragedie dacă vom ști să consumăm din fiecare câte puțin și să nu facem abuzuri. O masă de Crăciun este o bombă calorică și dacă la sfârșitul mesei o să alegem un moment plăcut să facem o plimbare, de exemplu, vom consuma cu siguranță o parte din caloriile pe care le-am consumat la o astfel de masă festivă. Cel mai greu este să păstrăm proporțiile și întotdeauna, cum spuneați, se fac abuzuri și cei mai mulți dintre noi sfârșesc în urgență, întrucât din păcate toate alimentele noastre sunt greu digerabile. De cele mai multe ori apar complicații digestive, apar colicile biliare. Pacienții care au dislipidemii și consumă foarte multe grăsimi în această perioadă pot să aibă probleme, mai ales dacă după o masă copioasă consumă și alcool destul care să ducă la o dramă abdominală, cum este pancreatita acută. De asemenea, cardiacii se pot compensa în această perioadă, întrucât se face abuz de sare. Toate alimentele sunt sărate în general, iar diabeticii nu mai vorbim, că tot ce este pe masa de Crăciun nu prea au voie să consume. Acestea fi categoriile de pacienți care deci sunt cei mai expuși. Bolnavii cronici, în general, da, sunt expuși și, în general, ei rezistă cu greu tentațiilor, pentru că se gândesc că odată e Crăciunul pe an și ni se permite și nouă să consumăm niște lucruri. Și tocmai de aceea trebuie să-i atenționăm că nu trebuie să facă abuzuri și să nu consume excesiv din aceste alimente. Sigur că și un bolnav diabetic, dacă consumă la sfârșitul mesei o felie de cozonac, chiar nepregătită cu îndulcitor, nu poate să pățească nimic dacă acea felie nu este foarte mare. Dacă nu consumă dulciuri în general și își respectă proporțiile în ceea ce privește principiile alimentare, proteine, glucide și lipide, iarăși nu o să pățească nimic. Însă este foarte greu să dai sfaturi într-o astfel de perioadă și atunci fiecare hotărăște pentru el. Bun, dar pe de altă parte, dumneavoastră, medicii, alături de medicii de familie, cu siguranță că acei bolnavi pe care îi aveți și cunoașteți cu aceste boli cronice, din timp le spuneți. Bolnavii noștri știu, fără, știu. Deci bolnavii noștri știu întotdeauna ce au voie și ce nu au voie. Dar să nu vă imaginați că toți respectă indicațiile noastre. Bun, dar și persoanele până la care urmă, se consideră sănătoase. Da, până la urmă și persoanele care sunt sănătoase pot să aibă anumite dezechilibre în aceste perioade datorită abuzurilor alimentare. Și vă spuneam că în special consumul de alcool în această perioadă poate să ducă la unele probleme și de aceea este bine ca alcoolul să fie consumat cu moderație și în general la sfârșitul meselor. Tinerii sunt mai expuși aici în a consuma alcool decât alte categorii de vârstă, din experiența noastră? N-aș putea spune că neapărat tinerii sunt expuși, dar la ei există teribilismul vârstei și întotdeauna își imaginează că se distrează mai frumos dacă consumă o cantitate de alcool mai mare. Cred că consumul de alcool este, mai ales la vârstele înaintate, o prioritate. Tinerii, numai din teribilism, asta am observat. În această seară, cei care sunt cu adevărat fericiți sunt copiii. O să aibă și ei, doamna doctor, momente, nu știu, de tristețe și cum pot părinții să îi supravegheze? Pot să apară acele stări mai momente triste? Momente de tristețe sunt descrise în literatura de specialitate, depresie începând cu vârsta de 8 luni. Că nu se recunosc, asta este altă problemă. Toată lumea poate fi tristă, poate fi nemulțumită. Copiii că nu au primit de la Moș Crăciun ce au scris în scrisoare. În cazul în care pretențiile vedem la au fost, câte cuminți au fost. Da, au fost mai mari decât bugetul moșului. Pot face tot așa fiind în vacanță,
pe capul părinților toată ziua, părinții au treabă, pot fi certați, chiar dacă este ajunul Crăciunului. Sunt în situații care ar putea să ne... norocul că ei uită repede, da? Se bucură de braț, se bucură de cadouri și atunci până a doua zi uită. A doua zi nu e nicio problemă, că iau de la capăt, iar sunt certați, iar sunt... Dar ce aș vrea să spun, apropo de prevenția acestor tristeți. Cele mai multe persoane care sunt triste de sărbători sunt persoanele singure. Dintr-un motiv sau altul, bătrânii că le-au plecat copiii sau a plecat unul dintre partenerii de viață, partenerii de cuplu care s-au despărțit și care nu și-au găsit un alt partener până la sărbători. Sunt triști pentru că, așa cum spuneam, nu se percep pe ei ca persoana principală din viața lor. Și atunci trebuie să învățăm de mici copii, odată să le creștem stima de sine, să se poată baza pe ei, să nu fie nevoie să se agațe la un moment dat al vieților când e posibil să rămână singuri, posibilitatea pe care oricare dintre noi o putem avea la un moment dat. Și atunci instruiți de mici că ei pot și că... pot să se descurce indiferent de situație, cred că este un mod de prevenție foarte eficient. Făcut de la vârstă fragedă, niciodată nu este prea devreme sau prea târziu să înveți. În momentul când părintele îl ia pe copil și să-l ajute la treburi și îl felicită sau îi dă o recompensă socială, spunem noi, pentru lucrul pe care l-a făcut bine și face asta de-a lungul timpului zi de zi, atunci copilul va înțelege că el poate să facă, va putea să depășească și o criză de genul singurătate de sărbători sau într-un moment al vieții, pentru că va ști să se bazeze pe el. De asta spun că e ca porcul în ajunul Crăciunului. Nu putem să facem, să dăm sfaturi ca și cu alimentația acum, ci lucrurile trebuie pregătite cu multă vreme înainte. Așa cum pentru a ne obișnui organismul să avem un stil de viață sănătos, muncim luni de zile sau ani de zile, la fel și cu estima de sine și cu personalitatea și cu comportamentul începem de la o vârstă fragedă. Nu știu dacă noi românii avem această mentalitate de... sau eu cred că nici acum nu ne-am obișnuit foarte bine cu ceea ce înseamnă medicul specialist în a-i ajuta pe cei mici. Sau atunci când noi vedem că iau o problemă legată de aceste stări sufletești, nu cred că avem încă acea cultură necesară pentru a cere sfatul medicului specialist. Bine, se întâmplă să nu ceară nici adulții, să stea în depresie ani de zile și să se târască prin viață fără să aibă nicio bucurie și să nu apeleze. Dar, apropo, nu avem experiență. Cum am importat tot felul de sărbători și tot felul de obiceiuri din alte culturi, de ce nu am împrumutat-o și pe aceea de a merge la specialist înainte ca lucrurile să se instaleze cronic? Din păcate, la psihiatrie se ajunge foarte greu, pentru că există două probleme care le pun pacienții. Odată că ei nu sunt nebuni și... odată că nu vor să ia medicamente care ar putea să le dea dependențe. Cred că invariabil se începe cu aceste două sloganuri, dacă pot să le numesc așa. De cum îți intră în cabinet, ai depășit fenomenul că nu e nebun, că dacă a venit singur și nu l-au adus alții legat, e clar că nu, că are conștiința bolii, se cheamă, sau problemei, sau nu trebuie să fie o boală, trebuie să fie o problemă, să fie o tulburare, să fie o reacție. Dar tu, om normal, o conștientizezi și cere ajutor. Nu este nicio rușine. E ca orice altă boală din orice specialitate. Iar teama asta de medicamente pe care eu nu o înțeleg, atâta vreme cât ți-o prescriu un specialist care știe despre ce medicamente folosește, în schimb te duci la plafar și îți iei cu plasa tot felul de capsule care habar nu ai și nu le-a testat nimeni să știe ce conțin. Bun, aici cred, scuzați-mă că vă întrerup, aici cred, legată de plafar, o altă mentalitate. Oamenii se gândesc că acolo sunt plante naturale, că
atunci când te duci la plafar, clar, zici, acolo găsesc doar plante naturale. Da, e planta și naturală, nu poți dacă să-mi facă o vezi rău, cu ochii și o cunoști, o vezi în plică, este planta cât de cât măcinată. Dar ce este în tot felul de capsule, ați văzut, tot sigur, presa a scos în relief foarte multe situații în care în capsule erau tot felul de lucruri. În momentul când sunt niște substanțe neutre, asta e, ai dat banii, i-ai aruncat pe fereastră, dar măcar te-ai folosit de efectul placebo, adică ai știut că ai luat ceva și care îți face bine. Din păcate nu durează foarte mult această susținere a creierului ca efect placebo. Dar când înghiți niște plante care pot să crească sau niște capsule în care nu știi ce conțin, pentru că dacă te uiți pe eticheta la aia nu scrie conțin 10% nu știu ce, 10% nu știu ce substanță, și e sigur că nu le verifică nimeni sau pe marea majoritate. Acum nu vreau să pară o antireclamă, la că natura ne găsește și soluțiile la boala noastră, la bolile noastre, dar tot așa trebuie știut ce înghițim. Absolut, și specialist, medicul specialist să fie cel care, să fie cel care indică. Este specialist în homeopatie, în preparate din care se găsesc la plafar, naturist, dar trebuie să ți le recomande și pe o răspundere a sa. Și atunci, na, nu ai nicio vină că te-ai dus și ai apelat la un specialist și el ți-a recomandat. Deja își asumă el terapia. Dar să revenim la dependența de medicamentele noastre. Într-adevăr, există o categorie care ar da dependență folosită abuziv, ceea ce se întâmplă fără prescripție medicală. Nu se mai poate acum. Dar și dacă ar fi așa, dacă ar fi să devenim dependenți de substanțele de la psihiatrie, decât să fii dependent de o stare din aia în care se trage de tine ani și ani de zile, eu aș prefera să fiu dependentă de o medicație decât să fiu veșnic într-o stare în care eu nu m-aș regăsi sau n-aș putea să mă obișnuiesc. Dar, cum spuneam, nu este cazul dacă lucrurile sunt făcute cum trebuie. Doamna doctor, am văzut legat de această masă tradițională de care spuneți dumneavoastră, în prima zi savurăm tot ce poate fi savurat din porc, da, de la fripturile acelea suculente, la cârnăciori, la tot felul de preparate, iar în următoarea zi ne gândim să mâncăm sănătos. Da, cred că după sărbători, în general, ne gândim după să sărbători adoptăm un stil de viață sănătos. Mergem să facem și mișcare. Stilul de viață sănătos asta presupune mese regulate, care să conțină toate principiile alimentare, și fracționate mesele, deci să mâncăm puțin și des, ăsta este secretul. Mișcare, deci efort fizic moderat și constant. Somn suficient, 7-8 ore pe noapte, dacă se poate. Atingerea unei greutăți cât mai aproape de greutatea ideală sau, mă rog, să dăm câteva kilograme bune jos. De asemenea, să aderăm la unele programe de sănătate și, cum spunea și colega mea, trebuie să ne prezentăm la specialist sau, mă rog, la medicul de familie în primul rând și apoi la medicul specialist când avem unele probleme de sănătate. Și vreau să spun că și purtarea unui pantof comod face parte tot din stilul de viață sănătos. Deci, după sărbători, trebuie să ne urcăm pe cântar și să ne stabilim prioritățile. Dacă am trecut cu bine de aceste sărbători... Ce înseamnă? Există o marjă în care adică nu știu dacă acum avem 60 de kilograme. Toți observăm după sărbători, când avem niște kilograme în plus. Nu pot să fie hainele pe care le-am purtat cu câteva săptămâni înainte și care nu ne mai încap. Sigur, există o normopondere. În general, un indice de masă corporală sub 25 de kilograme pe metru pătrat se consideră a fi o greutate normală. Indicele ăsta se calculează în funcție de greutate și de înălțimea fiecăruia dintre noi și în funcție de el ne încadrăm în normopondere sau în suprapondere sau în obezitate. În orice caz, ăsta va fi primul lucru pe care va trebui să-l facem, dacă am pus câteva kilograme în plus la masa de sărbători, în timpul sărbătorilor, că nu numai la o masă se acumulează kilogramele în plus,
Este bine ca după sărbători să avem foarte mare grijă și să luăm măsuri ca să le dăm jos, pentru că după aceea este mult mai greu. Peste un kilogram luat se mai pune altul și altul și altul și deja există un moment psihologic pe care dacă nu reușim să-l depășim, putem avea probleme mari cu greutatea. Și aș mai da un sfat celor de acasă, mai ales bolnavilor cronici, să nu-și întrerupă în această perioadă medicația cronică. Faptul că ei iau în permanență anumite medicamente, fie pentru hipertensiune, fie pentru diabet, e un lucru benefic și chiar dacă, să zicem, vor să consume un păhărel de alcool, dacă îl consumă la sfârșitul mesei, nu se întâmplă absolut nimic. Deci nu trebuie să-și întrerupă medicația, pentru că altfel pot să apară decompensări care pot să fie greu de depășit. Bun, pe de altă parte, aici, în ceea ce privește greutatea, știți că este încetățenită o vorbă printre noi, printre români, cine este gras, e sănătos și frumos. Da, din nefericire. Din nefericire. Numai în România mai există mentalitatea aceasta de gras și frumos. Oriunde în lumea aceasta, obezitatea s-a declarat o boală și orice kilogram în plus este un minus pentru sănătate. Chiar dacă să zicem că în tinerețe există grasul sănătos, între ghilimele, cu timpul persoanele obeze sunt predispuse spre o grămadă de alte boli, cum ar fi diabetul zaharat, hipertensiune arterială, boli de inimă, gută sau dislipidemii. Obezitatea nu este deloc sănătoasă și eu zic că primul... Nici frumoasă. Acum fiecare dintre noi alegem apropo cum vrem să fim. Gras și frumos. Nici frumoasă, nici atât. Deci știu multe... Da, am văzut că și copiii de mici li se dă mult să mănânce. Dacă e gras, e da, și bine. Mămicile sunt fericite. Da, fericite când bebelușul e... Mănâncă bebelușul sau mănâncă foarte bine copilul și nu-și dau seama că de fapt este o problemă. Și noi, nutriționiștii, ne confruntăm cu mentalitatea părinților pentru că obezitatea este în creștere, în special la copii, și este într-adevăr o problemă de sănătate publică, dar dacă familia nu ne ajută, nu înțelege că trebuie să ia unele măsuri, pentru noi este foarte greu. E greu de lucrat cu adultul care înțelege mult mai multe, dar copilul, dacă nu este controlat, nu poate să aibă nicio șansă să scadă în greutate. Ba mai mult, sunt situații în care mă întâlnesc foarte frecvent cu ele. Copilul bea 2 litri de lapte pe zi, inclusiv noaptea, ceea ce nu este în regulă peste o anumită vârstă, plus mâncare. Și părintelui, mamei, nu îi se pare că este nimic în regulă că bea 2 litri, că trebuie să se hidrateze. 2 litri de lapte vin cu un număr mare de calorii pe care le aducem în plus dacă și mănâncă și mâncare în mod corespunzător, deci nu înlocuiește masa cu lapte. Și atunci ca laptele ca hidratare la copiii mici, eu nu-i văd sensul. Și le mai spun că grăsuțul de astăzi și frumos este obezul de mâine. Absolut. Vă mulțumesc mult pentru prezența noastră în studio. Vă dau voi să mergeți acasă. Poate vine moșul și nu sunteți lângă pomul de iarnă. Sper că telespectatorii noștri au înțeles măcar așa în mare ce trebuie să facă. Eu le doresc facă. Să le aducă moșul foarte multă sănătate. Și să nu uite că trebuie să se prezinte la medic la primul semn de boală. Este foarte important. Vă mulțumesc mult de tot, doamnelor și domnilor. Mare atenție, în această noapte vine Moș Crăciun.